Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. În această seară, așa cum v-am anunțat de mai multe ori, vrem să știți la ce să vă așteptați în seara aceasta. Aș vrea să vă prezint cu toată modestia și responsabilitatea, ajutat și luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care inspiră pe cei ce vorbesc în numele lui Isus și ajută pe cei ce ascultă cu pasiune să înțeleagă Evanghelia. Aș vrea să rostesc cuvântul Domnului pe care l-am intitulat Depresia, instrumentul diavolului. Atunci când vorbim despre depresie, noi ne gândim la o categorie de oameni bolnavi psihic, care nu-L cunosc pe Domnul, care s-au născut așa, s-au ajuns așa, ca un efect al blestemului lui Dumnezeu pentru ei. Nu ne gândim niciodată că depresia înseamnă mult mai mult decât oamenii bolnavi psihic. Sigur că depresia este de două feluri. Este o depresie constituțională, patologică, și este o depresie reacțională. Când vorbesc despre depresie constituțională, mă refer la depresia care constituie psihicul omului, adică o depresie cu care omul se naște, ca și cu un handicap al sistemului psihic. Acest tip de depresie reclamă o asistență medicală de specialitate și nu face obiectul predicii mele din această seară. Eu vorbesc despre o depresie reacțională, ca o reacție umană la presiunea vieții din ce în ce mai alertă, mai plină de viteză și mai sufocantă pentru noi. La starea în care omul nu mai reușește să facă față crizelor vieții, când ajunge dominat și sufocat de responsabilități, de supărare, de necazuri și de amărăciune, când simte că trebuie să se oprească și nu mai reușește să aibă control asupra vieții lui, nici nu mai vrea să continue destinul său. De aceea, în seara aceasta, aș vrea în introducere să vă prezint o întâmplare pe care am auzit-o petrecută în România. O familie de intelectuali care avea o conduită morală de excepție, niște oameni care au ieșit în evidență întotdeauna prin comportamentul și moralitatea lor. Oameni care întotdeauna primeau vizita cuiva, acest cuiva întotdeauna pleca cu un gust plăcut și cu o apreciere specială pentru gazde. Soțul, soția și fata lor erau niște oameni de excepție. Aproape de pensie, bărbatul s-a îmbolnăvit de o boală terminală. Doctorii totuși i-au dat speranțe, spunându-i că mai poate supraviețui sub asistență medicală și sub medicamente. El însă a intrat în depresie. S-a revoltat împotriva lui Dumnezeu. De ce unui om moral ca el Dumnezeu a permis o astfel de nenorocire? A crezut că nu merită asta. A cunoscut oameni răi care nu l-au cinstit pe Dumnezeu în niciun fel și care au continuat să rămână sănătoși. Și el, o persoană morală, generoasă, a trebuit să primească o astfel de veste. Peste o vreme relativ scurtă, a înghițit conștient și intenționat o doză foarte mare de medicamente și a murit. A lăsat în urmă un simplu bilet prin care își cerea iertare fiicei lui și soției pentru gestul disperat generat de starea insuportabilă în care a ajuns, spunându-le să se roage lui Dumnezeu ca să-l ierte de păcatul lui. Deseori, oamenii ajung în situații limită când nu-și mai pot controla sentimentele, gândurile, deciziile. Unii ajung chiar la criza maximă numită sinucidere, alții sunt undeva în zonă. Pentru că viața aceasta alertă, pentru că stresul a devenit o boală a tuturor oamenilor, pentru că sunt multe familii care au ajuns la faliment, relația soț-soție sau părinți-copii, pentru că sunt mulți oameni care nu știu ce să mai facă în crizele vieții și în viteza derulării acesteia,
Am socotit că vine de la domnul Gândul să prezint subiectul acesta ca pe o alternativă a voii lui Dumnezeu pentru oamenii care se zbat în neputința depresiei. În buletinul duminical dumneavoastră aveți o modestă schiță de predică pe care, dacă intenționați, o puteți urmări. Și primul punct al predicii mele din seara aceasta se numește Ce este depresia? Haideți să o definim. Dicționarul explicativ al limbii române spune că depresia este o stare sufletească de tristețe profundă asociată cu o neliniște incontrolabilă. Este o stare în care omul ajunge extrem de descurajat, dezgustat de pofta de a trăi, lipsit de orice inițiativă. Persoana care până atunci avea inițiativa să facă, să construiască, avea planuri de viitor, acum nu mai are niciun plan. Efectiv nu mai are poftă să trăiască, să gândească, să simtă sau să vrea. Omul acesta se simte incapabil să înfrunte cele mai mici dificultăți ale vieții, dificultăți pe care odinioară, în momentele de normalitate, le depășea cu ușurință. Dar acum aceste mici bariere au devenit pentru el bariere de netrecut. De ce? Pentru că starea lui interioară de dezechilibru emoțional este atât de profundă încât el nu mai poate să depășească cele mai mici provocări ale vieții. Mai mult de atât, omul acesta suferă de reacțiile pe care le vede, le încearcă, le simte și îi este teamă că psihicul lui s-a îmbolnăvit și că nu va mai face față intelectual, rațional și voluțional la provocările vieții. Se gândește că s-a îmbolnăvit, că s-a întâmplat ceva cu el. Se gândește că nu o să mai facă față la crizele, la provocările vieții. Se gândește cum să-și câștige existența și el crede că are probleme. Este o stare de melancolie profundă, adâncă, un puternic sentiment de inferioritate, un complex dominant de inferioritate, care îi spune că nu mai este bun și suficient să plutească, să fie în control și să facă față responsabilităților de soț, soție, părinte, muncitor, cetățean, om al lui Dumnezeu și așa mai departe. Este o stare de nemulțumire și de revoltă interioară incontrolabilă. Este o suferință adâncă, o stare de tristețe emoțională incontrolabilă. Este sentimentul profund că nu mai ai valoare. Aceasta este, în concluzie, starea de depresie. Vorbesc despre depresia reacțională ca o reacție umană la stresul puternic și permanent al vieții, la crizele care se abat asupra existenței noastre. În al doilea rând, frați și surori, aș vrea să observăm care sunt cauzele depresiei, ce anume îi conduce pe oameni normali la această stare de dezechilibru emoțional, ce anume împinge pe oameni în prăpastia disperării, în adâncul neputinței de a-și mai controla emoțiile, gândurile, deciziile și acțiunile. Ce se întâmplă cu ei? Care sunt cauzele? Aș vrea să vă invit să privim la câteva exemple biblice. În primul rând să privim la Ilie. De ce ajunge Ilie în depresie? De ce se însingurează de slujitorul său? De ce fuge de societate chiar în urma unui succes atât de mare? De ce vrea să se sinucidă spunând, Doamne, vreau să mor, nu mai vreau să trăiesc, mai bine vreau să mor, ia-mi viața? De ce ajunge un om al lui Dumnezeu într-o stare de dezechilibru atât de rușinoasă? În primul rând, datorită epuizării fizice și psihice. În primul rând, datorită supra-solicitării. Priviți, vă rog, din textul citit, versetul 4. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi s-a așezat sub un copăcel și dorind să moară, zicea, Doamne, destul, acum i-am sufletul, pentru că nu sunt mai bun decât părinții mei. O persoană care în ultima vreme a muncit mai mult decât scopul pentru care Dumnezeu l-a construit, un om care a tras de el într-o manieră ieșită din comun, exagerată, o persoană care a ajuns la epuizare în plan fizic și în plan emoțional, psihic,
Și omul acesta ajunge atât de golit de energia necesară de a avea verticalitatea existenței lui, încât nu mai are puterea nici măcar să rămână în picioare pentru el. Un om care se epuizează atât de mult încât cade în psihicul lui, în sistemul lui nervos și emoțional. Și ajunge să ia decizii ciudate și bizare pentru un om al lui Dumnezeu. Epuizarea este una dintre cauzele care poate conduce pe cel mai mare om al lui Dumnezeu la o stare de depresie, când se comportă absolut ciudat și inexplicabil, ba chiar își poate pierde controlul psihic. Poate ajunge la boli terminale și probabil irecuperabile. O a doua cauză o găsim în exemplul unui alt om al lui Dumnezeu, Iona. Aici este o altă cauză, neacceptarea voiei lui Dumnezeu. Dumnezeu îl alege și îl trimite într-o misiune, dar lui nu-i place misiunea aceasta. E nemulțumit de propunerea lui Dumnezeu. El nu vrea să se ducă la niniveni și să le ducă mesajul iertării, pentru că el a auzit de la bunicii și străbunicii lui că ninivenii au făcut incursiuni în Israel și i-a dominat, au fost niște oameni răi și s-a purtat aspru cu generațiile din trecutul poporului său. Și el avea repulsie pentru niniveni. Ninivenii au fost în trecutul străbunilor lor un imperiu puternic. Ei au dominat Israelul. Ei sunt recunoscuți în istoria seculară ca niște oameni cruzi, deosebit de sadici. Și bunicii și străbunicii lui i-au povestit lui Iona despre sadismul manifestat de niniveni atunci când au cotropit țara lor. Probabil a povestit cum le-a luat femeile și le-a violat. Probabil a povestit despre copii care i-a luat de la sânul mamei și i-a crescut pentru armata lor. Și multe, multe evenimente de genul acesta care au sădit ură în inima acestui om. Și când Dumnezeu acum îl trimite la un popor pe care îl ura, el nu acceptă voia lui Dumnezeu. El vrea ca Dumnezeu să distrugă Ninive, nu să fie iertat. Dintr-o dată planul lui Dumnezeu se ciocnește cu planul lui. Și omul acesta nu acceptă voia lui Dumnezeu. El spune, Doamne, eu nu-s de acord să mă trimiți. De aceea el fuge. În loc să meargă la Ninive, merge într-o direcție opusă la Tars. Deseori nu acceptăm voia lui Dumnezeu. Ni se pare că ar trebui să fim promovați mai mult și mai repede. Ni se pare că suntem nebăgați în seamă. Ni se pare că nu suntem suficienți de onorați. Și aceasta ne conduce într-o stare de depresie, de disperare, pentru că suntem nemulțumiți cu ceea ce ni se oferă. Spunem noi, o merit mai mult. Spunem noi, o merit mai bine. În business, în familie, în biserică și în celelalte dimensiuni ale vieții. Atunci când omul se confruntă cu o situație pe care nu o acceptă și are în mintea lui argumente că ar merita mai mult, atunci omul se apropie de o stare periculoasă numită o stare de depresie. Omul acela ia decizii greșite, are un comportament greșit, are sentimente și gânduri greșite și toate acțiunile lui sunt generate de boala aceasta a depresiei reacționale. Sunt multe femei care au ajuns să-și trădeze soții ca un sentiment de răzbunare pentru neatenția acestora. Au intrat în depresie, au fost nemulțumite de soții lor care muncesc prea mult și nu le acordă atenție. Au cerșit atenția și n-au primit-o și la un moment dat, săturate, au vrut să se răzbune. Și în starea inconștientă generată de starea de depresie au ajuns să facă gesturi care au provocat divorțul și multe alte nenorociri în familie. Sau în multe alte domenii, mai ales ale familiei, dar și ale bisericii, depresia generată de neacceptarea voiei lui Dumnezeu conduce la adevărate tragedii. Al treilea exemplu inspirat din Scriptură este omul lui Dumnezeu Iov. Iov este omul cu care se laudă Dumnezeu, este simbolul răbdării umane. Însă el ajunge să afirme, m-am dezgustat de viață. Voi da acum drum slobot plângerilor mele și voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Iov 10, 1-2, 42, 5-6. De ce? Datorită unei suferințe adânci și îndelungate. Omul are o capacitate limitată să suporte durerea. Sunt oameni care suportă o anumită boală, dar atunci când boala aceasta este prea lungă, este prea profundă, oamenii nu mai pot să supraviețuiască. În primul rând cedează ambiția de a vrea să treci dincolo și ei se prăbușesc, nu mai au ambiție să dorească supraviețuirea. Și se prăbușesc, își pierd ambiția, își pierd dorința de a trăi.
și dominați de frica suferinței, de urmările acesteia, de boala care va veni, de moartea care urmează, oamenii intră în criză. Și speriați de suferință, ei intră în depresie și tremură de frică. În calitate de om al lui Dumnezeu, chiar dacă nu am o experiență foarte lungă, am ajuns de multe ori la căpătuiul multor bolnavi. Și am găsit pe unii în pace și am plecat de acolo rușinat de seninătatea și de siguranța și de încrederea în Dumnezeu pe care a avut o persoană respectivă. Dar am văzut și oameni care se tăvăleau ca un vierme, speriați că o să moară. Spuneau, o să mor! Unde mă duc? Și mulți dintre ei cântaseră sau predicaseră în biserica lui Dumnezeu. Oameni care datorită suferinței ajung în prăpastia disperării. Suferința poate fi o altă cauză a depresiei, o boală îndelungată, frica morții, lipsa speranței că vei mai ieși de acolo. Un alt exemplu biblic, Iacov. Iacov cade în depresie la vestea că și-a pierdut fiul. Pierderea cuiva drag poate conduce pe cineva la depresie. Am întâlnit într-una dintre bisericile pe care le-am păstorit în România o familie în care a murit mama. A fost secerată de cancer la ficat. Și în urma la o vreme nu prea lungă de suferință a murit. Din momentul acela, fiul și fiica ei, cei doi copii ai lor, au intrat într-o stare de depresie, de revoltă, n-au mai venit la biserică, n-au mai salutat pocăiții, n-au mai stat de vorbă cu mine, n-au vrut să mai audă de Dumnezeu și de Biblie, s-au închis și au spus, dacă Dumnezeu ne-a luat mama cu un astfel de Dumnezeu, nu vrem să mai avem de-a face. Nu vrem să-L mai vedem. E un Dumnezeu nedrept, este un Dumnezeu rău. Și oamenii aceștia, pentru că au pierdut pe cineva drag, n-au putut supraviețui durerii, disperării lor, s-au prăbușit într-o stare de depresie și gândurile lor au devenit gânduri împotriva lui Dumnezeu. S-au răzbunat împotriva lui Dumnezeu, împotriva păstorului, împotriva tatălui, împotriva bisericii, împotriva Bibliei. Atunci când pierzi pe cineva drag, starea de normalitate dispare, echilibrul verticalității obișnuite din vremurile normale dispare. Și omul este aruncat într-o prăpastie cu ghiare puternice. Și în situația aceea puțini oameni reușesc să rămână verticali. Cei mai mulți se apleacă. Omul lui Dumnezeu, Iacov, ajunge să spună, plângând mă voi coborâ la fiul meu în locuința morților. Geneza, capitolul 37, versetele 33 și 35. Un om care pierzând pe cineva drag nu mai poate supraviețui durerii. A fost atât de dependent de copilul lui, încât atunci când acesta a murit, i s-a adus vestea că este mort, el n-a mai putut supraviețui. Un alt exemplu, cel de-al cincilea, ucenicii pe drumul spre Emaus. Doi bărbați care au fost la seminarul lui Iisus Hristos, 3 ani și jumătate, ajung în ghearele depresiei, când se întâmplă ceea ce nu se așteptau ei. Când Domnul Iisus Hristos i-a chemat, ei au crezut că o să devină miniștri ai împăratului ce urma să fie înscăunat. Dar acesta este omorât alături de 2 bandiți obișnuiți ai vremii și visul lor că o să ajungă oameni la care vin alții în audiență este spulberat. Și sunt nevoiți să se întoarcă din nou în sătucul lor, de unde ieșise cu 3 ani și jumătate înainte spunând, o să vedeți voi cine ajungem noi. Și ei care au avut așteptări să ajungă mari, dintr-o dată trebuie să recunoască că nu pot rămâne decât mici și se întorc în satul lor. Care este cauza? Așteptări înșelate. Deseori și dumneavoastră ați văzut în familie, în cadrul familiei, o soție care ajunge la disperare pentru un lucru foarte mic. Dacă vine la consiliere o soție care nu-și mai suportă soțul și o întrebi, de ce ai ajuns aici? Și îți pune argumentele ei aproape că îți vine să zâmbești. Sunt niște lucruri foarte mici. Și te întrebi în mintea ta, pentru atâta lucru te-ai supărat pe soțul tău? Ce se întâmplă de fapt? Problema este mai adâncă. Ea are așteptări mari de la soțul ei, pentru că el nu este unul dintre bărbați, el este singurul ei soț. De aceea ea așteaptă ca acest bărbat să aibă un comportament special pentru ea. De aceea, când el nu se comportă după cum ea ar vrea, chiar și pentru un lucru mic, dar mare pentru ea, datorită așteptărilor din mintea ei, ea este în stare să reacționeze foarte ciudat, ca și cum s-ar fi întâmplat un lucru mare.
Fiecare dintre noi avem așteptări. Avem așteptări de la părinți, avem așteptări de la păstor, avem așteptări de la noi. Când așteptările acestea sunt înșelate, noi suntem în stare să cădem în depresie. Atunci când eu aștept de la cineva anume să se comporte într-un anumit fel față de mine și persoana aceasta nu se comportă din anumite motive, atunci eu intru într-o stare de depresie. Mai întâi devin nemulțumit, mă mir, n-am nicio explicație și dintr-o dată îl fac vinovat. De ce se comportă așa față de mine? De ce nu se comportă cum aștept eu? Și pun totul asupra lui, îl învinovățesc, eu mă văd o victimă nedreptățită și intru în depresie și spun am dreptate pentru că mă comport în felul acesta. Așteptări înșelate. Persoanele care așteaptă mult și nu li se oferă pe măsură pot cădea într-o depresie cumplită. Relația se rupe, nemulțumirea izbucnește și persoana aceea nu mai are echilibru emoțional să discearnă binele de rău. Deciziile pe care le ia, gândurile și sentimentele sunt toate bulversate de acest dezechilibru emoțional care s-a produs datorită așteptărilor înșelate. Observați-l pe marele apostol Petru în depresie. Imaginați-vă un bărbat incisiv, aproape agresiv ca și Petru. Un coleric sau, dacă nu chiar un sangvinic, ca și temperamentul lui Petru, care ajunge să plângă cu amar, spune Biblia, adică să plângă profund, să plângă cu disperare, într-o stare de regret și de mușcare profundă. Iese afară și plânge ca un copil. Cum ajunge apostolul Domnului în această stare? Faliment în comportament. Omul acesta îi spune Domnului, Doamne, eu am să merg cu tine până la moarte. Oriunde vei merge, orice se va întâmpla cu tine, eu voi fi acolo. Îți promit, te poți baza pe mine. Eu sunt un bărbat care știu ce vreau. Eu nu sunt ca ceilalți, eu am demnitate. Dacă promit ceva, mă țin de cuvânt și nimeni nu stă împotriva dorinței mele de a face ceva sau altceva. Și dintr-o dată, el trădează pe Domnul de 3 ori în fața unor persoane atât de simple. El se protejează pe sine și nu vrea să devină vulnerabil. Îl trădează pe Iisus spunând, nu-l cunosc pe omul acesta, n-am nicio legătură cu el, nu l-am văzut în viața mea. Și cântă cocoșul. Atunci când cântă cocoșul, se face o lumină specială în mintea lui Petru și el își aduce aminte, Petre, ce ai făcut? Unde ai ajuns tu, bărbatul care i-ai promis regelui că vei face și n-ai făcut? Omule, ai promis! Iisus a bazat pe promisiunea ta. Ai spus da și nu te-ai ținut de cuvânt. Ai spus că vei fi acolo și n-ai fost. Ești un om de nimic. Și omul acesta cade într-o disperare datorită faptului că nu s-a putut ține de cuvânt, nu se poate ierta pe el însuși. Sunt persoane iertate de Dumnezeu, iertate de cei cărora au greșit, dar nu se pot ierta ei înșiși. Și aceasta este una dintre cele mai teribile neiertări. Antipenultimul exemplu pe care vreau să vi-l prezint, frați și surori, este Saul, primul împărat al lui Israel. Aici avem de-a face cu invidia. Invidia te poate conduce la depresie. Saul este un bărbat înalt și puternic, împăratul lui Israel. Și are armată, are glorie, are bani, are frumusețe, are o statură impozantă. Și se bucură de mult succes. Toți se închină și spune, Saul, 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 Saul. Însă dintr-o dată se schimbă istoria pentru prima oară. Și în loc de Saul, Saul, se aude David, David, Saul. David, David, Saul. David, David, Saul. În clipa aceea, gheara invidiei pătrunde în pieptul acestui împărat și îl coboară în prăpastia rușinoasă a invidiei și începe să-l urmărească pe David. Vrea să-i șteargă numele de sub soare, vrea să-i distrugă existența. De ce? A apărut cineva mai bun decât el. Persoana care crede că este cel mai bun de sub soare, când ai această impresie despre tine, nu poți suporta ca altul să-ți o ia înainte. Și când totuși altcineva ți-o ia înainte, nu te mai poți controla. Ajungi în disperare și nu poți să-l vezi pe omul acela. Ți-a luat gloria, ți-a luat faima, simți că ți-a luat resuflarea, că ți-a pus mâna la gură. Și Saul a încercat să-l distrugă pe David. L-a urmărit cu armata, l-a urmărit prin păduri, nu i-a mai ars de filisteni, nu i-a mai ars de țară, nu i-a mai ars de nimic. Avea un singur gând, să-l omoare pe cel care i-a luat gloria. Cum își permite cineva să fie în fața lui? Sunt vremuri de succes în viața noastră, însă așa cum copilăria și tinerețea urcă, tot la fel bătrânețea coboară.
Sunt vremuri în care urcăm, sunt vremuri în care coborâm. Și dacă eu v-am spus, Doamne, dacă m-am bucurat când mi-ai dat, mă bucur și când îmi iei. Dacă m-am bucurat când m-am urcat pe podium, mă bucur și când mă cobor. Sunt mulți oameni care nu pot ajunge la performanța aceasta. Se bucură când se ridică, însă ajung în disperare când se coboară. Cine s-a ridicat și nu este pregătit să coboare, ridicarea aceasta poate să conducă la o stare foarte teribilă pentru sufletul lui. Invidia este o altă cauză a depresiei. Și aceasta, în mod special, este pentru oamenii care au ajuns la o anumită performanță în viață profesională, familială, intelectuală, morală sau în alt domeniu, pozițională. Penultimul exemplu pe care vreau să vi-l prezint este David. David în depresie? Da, David în depresie. A stat tăvălit pe jos și n-a vrut să mănânce. N-a vrut să vorbească cu nimeni. Un împărat demn. Ce s-a întâmplat cu el? Experiența păcatului. Când omul ajunge puțin câte puțin să coboare în experiența păcatului și nu simte că coboară, dar la un anumit moment dat îi se deschide ochii și vede experiența teribilă de la capătul ispitei numit păcatul în care a ajuns, de genul experiențe de acestea ale păcatului terminale, păcat de curvie, păcat de crimă, păcate de genul acesta de, să zicem, avort, divorț, păcate din acestea publice pe care nu le mai poți ascunde, nu le mai poți mușamaliza. Ce explicație să mai dai în fața la un astfel de păcat? Când omul realizează unde a ajuns, intră într-o depresie teribilă, încearcă să-și acopere păcatul, cheamă pe urie, vrea să-l omoare și nu poate, minte, trimite scrisori, din potrivă, păcat după păcat, păcat după păcat, și începe să-i fugă pământul de sub picioare, nu mai are nicio soluție. Încearcă să țină post, nu-l mai ascultă Dumnezeu, se roagă, nu se întâmplă nimic. Și păcatul începe să-l strângă, începe să-l sugrume. Și atunci el realizează că nu mai există soluție pentru el și îi se face frică, se sperie. Și ghearele depresiei se înconjoară peste conștiința și sufletul lui. Și intră într-o stare de depresie teribilă. Ce se va întâmpla cu mine? Va auzi familia, vor auzi frații, va auzi biserica. Ce se va întâmpla cu mine? Mă voi face de râs. Ani în șir de succes și de slujire mă vor coborî în rușine. Ce se va întâmpla cu copiii mei? Mă vor condamna. Experiența păcatului te poate conduce la o stare de depresie teribilă. Nu te poți ierta. Te miri cum n-ai văzut până atunci. Te miri cum ți-ai permis să ajungi acolo. Ultimul exemplu pe care vreau să vi-l prezint, la punctul numărul 2, care sunt cauzele depresiei, este Osea. Omul lui Dumnezeu, Osea. Gelozie, trădare în familie. Aceasta este una dintre cele mai profunde crize în care poate ajunge în mod special un bărbat, dar și o femeie de asemenea. Gelozia este opusul iubirii. Și când o persoană devine geloasă pentru că are probe și dovezi concrete și vizibile pentru trădarea partenerului de viață, dintr-o dată omul acela nu mai are nicio liniște, banii nu mai au valoare pentru el, realizările profesionale, intelectuale sau poziționale nu mai au nicio valoare pentru el. Omul acesta este în stare să se sinucidă. Au fost mulți bărbați care s-au sinucis din pricina aceasta. Un bărbat care a prins-o pe soția lui trădându-l într-o relație extramaritală sau invers, o femeie, dar nu este așa de grav ca în cazul unui bărbat. Osea este pus într-o situație teribilă, regizată de Dumnezeu, și dacă nu vom pricepe cum stau lucrurile, atunci nu vom înțelege pe Dumnezeu. Dar eu acum nu am să insist asupra acestui lucru pentru că nu am timp, ci o să vă cer permisiunea să mergem mai departe la punctul numărul 3. Care sunt cauzele depresiei? Care sunt, iertați-mă, efectele depresiei? Adică cum se manifestă starea de depresie când ajungi în ea? De unde să știi că ești în depresie sau nu? Vom lua pe rând celelalte exemple pe care le-am oferit ca și cauză și vom constata cum s-au comportat oamenii aceia. Și dumneavoastră înși vă veți putea privi pentru a vă autocalifica și evalua, dar veți putea privi și pe cei din jurul dumneavoastră, în mod special pe cei din familie, pentru a-i califica și evalua. Priviți la Ilie. Ilie, când ajunge în depresie, devine un slujitor înfrânt și confuz. Ilie n-a fost un slujitor înfrânt. De felul lui, Ilie din Vechiul Testament și Ioan Botezătorul din Noul Testament au fost doi slujitori de excepție prin incisivitatea slujirii lor. Bărbatul acesta stă în fața la sute de proroci și le spune: haideți să vedem cine este mai tare, veniți aici să ne judecăm și să ne măsurăm puterile.
Și dintr-o dată el iese deasupra și spune: scoate țabia și tăiați capul la toți. Un slujitor puternic. Imaginați-vă, singur a stat în fața la atâția. Vă rog să vă imaginați următorul lucru, o grămadă de lemne. El singur și ceilalți proroci ai lui Bal cu sutele. Cât de ușor ar fi fost pentru unul dintre prorocii lui Bal să meargă în partea opusă a locului unde era Ilie față de grămada de lemne, adică în spate, și să pună foc pe furici pe ascuns și să spună că Dumnezeu Bal i-a dat foc la grămada de lemne. Ilie s-a expus foarte mult, dar cu o credință foarte mare, Ilie reușește să se încreadă în Dumnezeu, Dumnezeu onorează credința lui și Ilie devine un războinic al lui Dumnezeu, un om care reprezintă succesul lui Dumnezeu, un slujitor cu o direcție clară. Dar se întâmplă ceva și Ilie, dintr-un slujitor cu succes, ajunge un slujitor înfrânt. Dintr-o persoană cu o viziune clară, ajunge un om confuz. Și priviți cât de mare este confuzia lui. Vă rog frumos să fiți la 1 Împărați, capitolul 19, textul pe care l-am citit în această seară. Suntem la versetul 3. Și am să vă întreb pe dumneavoastră, cum vă exprimați, cum vă explicați această atitudine cel puțin bizară a unui om al lui Dumnezeu? Și de aici să tragem următoarea concluzie. Deseori, cei mai tari oameni ai lui Dumnezeu trec prin adâncurile depresiei, numite în alte situații ale Bibliei Valea Umbrei Morții. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat. Atenție, de ce s-a sculat el și a plecat din oraș? Ca să-și scape viața. De ce? Izabela vrea să-l omoare. Și ca să nu-l omoare Izabela, Ilie a fugit din oraș și s-a ascuns undeva în munți. Și acum priviți-l pe Ilie, care a fugit să-și scape viața. Cuvântul Domnului spune: el s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a stat sub un ienuper și omul care de dimineață a ieșit din oraș ca să nu-l omoare Izabela, acum seara spune: Doamne, vreau să mor. Păi mă, Ilie, dacă vrei să mori, de ce n-ai rămas în oraș că Izabela te rezolva? Izabela tocmai asta avea de gând să facă, să te omoare. De ce n-ai rămas acolo că problema asta se rezolva de la sine? De ce ai vrut de dimineață să scapi viața și seara vrei să mori? Câtă instabilitate în decizie, nu mai are discernământ. Spune azi una, mâine alta, nu te poți baza pe cuvântul lui. Acum spune una și mâine aștepți ca să se țină de cuvânt, dar nu se mai ține de cuvânt. Se comportă foarte ciudat, te uiți la el și îi spui: omul ăsta pe care l-am văzut în situații critice comportându-se cu mare demnitate, ia uite cum se comportă acum, ce se întâmplă cu el, de ce nu se ține de cuvânt, de ce nu mai este războinicul de odinioară? Este în depresie și omul e doar om. Se comportă ciudat, este confuz, astăzi vrea una și mai târziu alta. Cine? Ilie, marele om al Vechiului Testament. Una dintre efectele depresiei, unul dintre efectele depresiei este un slujitor înfrânt și confuz. Priviți la Iona, o slujbă abandonată, o slujbă abandonată. Efectul depresiei poate fi un om care spune: de astăzi înainte nu mai slujesc. Sunteți nemulțumiți de mine? Nu mai slujesc de astăzi înainte. Nu mai vreau să mai slujesc. Și pune armele jos și pleacă, crezând el că aceasta este o soluție pentru criza prin care trece. Cine m-a chemat pe mine la oaste? Iisus Hristos, nu oamenii. Deseori, conștienți sau inconștienți, ei impun piedică, dar pe mine Hristos m-a chemat la oaste. Și Pavel spune: vai de mine dacă mă întorc înapoi și nu predic, vai de mine! O slujbă abandonată, un om care spune: nu mai fac nimic, nu mai vreau să mai fac. Și rămâne o slujbă în urmă și un scaun gol. Un viteaz se dă la fund, pune armele jos și rămâne Iisus Hristos fără un viteaz, fără un ostaș, fără un general. Aceasta face depresia din mari generali, din mari războinici, din puternicii lui Dumnezeu cu care a scris istoria ieri și alalteri. Oameni care s-au sacrificat odinioară, oameni care probabil și-au neglijat familia, viața, sănătatea, ajung astăzi să se comporte ca niște copii. De ce? Au ajuns în depresie. Depresia este o boală teribilă. Este o boală în care poate ajunge orice om, cel mai tare dintre oameni. Un alt exemplu. Iov. Care sunt efectele depresiei la Iov? Înfrânt și nedreptățit. Se simte foarte nedreptățit, spune el, eu nu merit asta. Eu am avut un comportament moral. Cine poate să-mi reproșeze mie de ce am păcătuit? Ce rău am făcut eu să mi se întâmple asta? Iată dar un om care spune: nu-s de acord cu ce faceți față de mine. Eu am fost prea bun ca să mă tratați în felul acesta. Depresia. Aceasta este depresia.
Priviți la Iacov, melancolie și un sentiment de inferioritate. Oh, mi-a murit copilul, o să mă cobor în locuința morților, trist și amărât. O persoană care nu poate supraviețui în urma unei tragedii. Un om care dă la o parte voia lui Dumnezeu, nu-l interesează decizia divină și omul acesta este nemulțumit pentru că Dumnezeu i-a luat copilul. Un alt exemplu, un alt efect, priviți, vă rog, ucenicii pe drumul Emausului. Rușine și dezamăgire. Rușine și dezamăgire. Ei s-au gândit, o să ajungem în orașul nostru, în satul nostru, în Emaus. Și o să ne întâmple ceilalți, măi, cu 3 ani și jumătate ați ieșit din sat și a spus că o să vă duceți la oraș, că o să ajungeți mari, că o să venim la voi în audiență și o să ne programați. Ați ajuns mari, când venim la voi în audiență? Și oamenii se gândeau cu groază, am pierdut 3 ani și jumătate din viață, oamenii așteaptă ca să ajungem undeva și dintr-o dată ne întoarcem înapoi cu mâinile goale. Ne este rușine, suntem dezamăgiști. Biblia spune, Iisus i-a găsit triști. Tristețea este o dovadă a, o dovadă a depresiei, nu a umplerii cu Duhul Sfânt. Oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt nu sunt triști. Oamenii fără Dumnezeu sunt triști. Oamenii care l-au pe Dumnezeu n-au motive să fie triști. Pentru că cu Iisus de mână poți traversa crizele vieții. Toți oamenii au probleme în viață, însă cu Dumnezeu le depășești, dar fără Dumnezeu ești o mână de țărână vulnerabilă care nu mai ai nicio speranță. Un alt efect. Petru, marele apostol, puternicul apostol, ajunge să-i fie milă de el însuși, milă de sine, îndoială, regrete profunde. Saul, o atitudine revoltătoare, ajunge la intenția de crimă, mobilizează armata pentru un război intern, în loc să se mobilizeze împotriva externului care l-amenința, el face un război intern pentru ca să-și rezolve problemele de orgoliu. Cât de trist pentru un împărat, pentru un om care ar fi trebuit să aibă minte, nu sentimente de orgoliu. Priviți, vă rog, la David, o viață chinuită, Psalmul 32. Îmi plângea sufletul în mine, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Nu mai aveam liniște. Ziua și noaptea mă înfășuram în așternutul meu. O viață chinuită, un rege chinuit. Avea neveste, avea armată, avea bani, avea faimă, o împărăție puternică. Dar o viață chinuită se învârtea ca un șurub în așternutul lui împăratul. De ce? Depresia. De ce? Păcatul. Priviți, vă rog, la Osea. Disperare, neliniște, intenție de divorț. De ce? Depresia. Pentru că timpul nostru expiră în seara aceasta, am ajuns la punctul numărul 4. Cum se vindecă depresia? Am observat ce este depresia, care sunt cauzele care conduc oamenii la depresie, care sunt efectele depresiei, cum se vindecă depresia. Cel mai bine este să privim la oamenii din Biblie pe care i-am identificat într-un anumit moment în criză, în depresie și să observăm cum am ieșit ei de acolo. Priviți, vă rog, pe Iona în depresie. Depresia îl conduce la gândul sinuciderii și el propune oamenilor din corabie, aruncați-mă în apă, sacrificați-mă pe mine, mai bine mă nec eu, dar supraviețuiți voi, pentru că în felul acesta eu îmi primesc consecința justă pentru comportamentul meu că am fugit de Domnul. Omul acesta care s-a revoltat împotriva voii lui Dumnezeu face cale întoarsă și acolo în pântecele, în stomacul, în abdomenul peștelui uriaș care l-a înghițit, Iona se pocăiește și acceptă voia lui Dumnezeu și spune, Doamne, am fost un nebun când am zis că nu mă duc la ta, la Ninive. Am fost un nebun când am zis, nu mă duc eu să le duc la ăștia iertarea. Eu vreau să le duc judecata, nu iertarea. Am fost un nebun când am acceptat voia ta, dar mă pocăiesc acum, Doamne. Realizez că tu ai dreptate, iar eu sunt doar un răzbunător, un om cu mâinile pline de sânge. Doamne, nu mi-am dat seama că gândesc atât de greșit. Dar acum mă pocăiesc, Doamne, accept voia ta, indiferent care va fi ea, că mă pui să merg pe măgar sau pe jos, că vrei să fiu primul sau ultimul, că vrei să fiu în picioare sau prăbușit, Doamne, accept voia ta. Dacă ești în depresie în seara aceasta, datorită unei cauze fără importanță pentru mine, îți sugerez în această seară să te oprești, dragul meu prieten, și să faci următorul lucru. Ești nemulțumit pe Dumnezeu, ești nemulțumit pe soț sau pe soție, pe părinți sau pe copii, pe păstor sau pe biserică. Poți să fii nemulțumit pe propria viață. Starea aceasta de nemulțumire te-a adus în prăpastia disperării. Trebuie neapărat să înțelegi că ești bolnav de nemulțumire. Diavolul a folosit o circumstanță a vieții
și te-a condus la nemulțumire, te vezi drept și pedepsit pe nedrept. Te vezi o victimă a împrejurărilor și ți se pare că e nedrept să ți se întâmple asta. Dacă vrei să te vindeci în seara aceasta, trebuie să faci următorul lucru. Acceptă voia lui Dumnezeu, indiferent unde ești. Spune, Doamne, dacă Tu nu îngădui unui fir de păr să cadă din capul meu, atunci cum îmi pot permite eu să cred că am ajuns la întâmplare în necazul ăsta, în teascul ăsta unde sunt presat, în împrejurarea aceasta critică? Doamne, mi-e greu! Sunt bolnav, sunt nebăgat în seamă, sunt nedreptățit, e adevărat, Doamne, mi-e greu, dar Tu ai îngăduit să ajung aici. Am avut nevoie de experiența aceasta, Doamne. Eu știu că dacă Tu nu vrei, oamenii nu-mi pot face mie nimic. Tu conduci istoria, Doamne. Tu ești Dumnezeu, Tu ești suveran. Tu răsucești evenimentele și circumstanțele. Nimeni nu poate să-mi facă mie rău dacă Tu ești cu mine. Când Tu ești cu mine, majoritatea este cu mine, Doamne. Nimeni nu mai este împotriva mea. Accept voia Ta, chiar dacă mi-e greu, chiar dacă sufăr, chiar dacă am pierdut faimă și poziție și bani și privilegii, Doamne, pentru că Te iubesc, pentru că eu cred în suveranitatea Ta și am încredere în felul în care administrezi istoria universului și a vieții mele. Eu accept voia Ta. O să stau liniștit aici. Am să plâng știind că într-o zi vei veni să mă mângâi. Am să sufăr știind că într-o zi vei veni să mă ridici. Și Tu mă vei ridica că ești Dumnezeul meu. Tu știi că mie mi-e greu. Tu știi, Doamne, că sufăr și de-abia mai suport. Însă Te aștept în tăcere pentru că nu vreau să păcătuiesc împotriva Ta. Vreau să fiu un slujitor demn. Nu vreau să mă plâng ca un copil, Doamne. Nu vreau să mă fac de rușine împotriva unui popor care a știut că eu sunt un adevărat bărbat. Doamne, vreau să rap cu demnitate. Pentru că Tu într-o zi m-ai privit și mi-ai spus când aveai o cruce în spate și când erai plin de sânge. Dacă copacului verde îi se face așa, ce credeți că o să îi se facă celui uscat? Dacă lumea nu m-a iubit pe mine, cum credeți că o să vă iubească pe voi? Dacă Iuda, unul dintre slujitorii mei, m-a vândut, cum vă așteptați voi ca unii dintre slujitorii voștri și dintre partenerii voștri să nu vă vândă? Ce așteptări de rege aveți voi de la viața aceasta, trăită pe un pământ blestemat și plin de nedreptate? Unde vă treziți voi de vreți să fiți doar fericiți? Unde vă treziți voi de vreți să fiți doar tratați ca niște regi? Când sunteți pe un pământ străin, când cel ce guvernează văzduhul deasupra pământului este diavolul, vrăjmașul lui Dumnezeu și vrăjmașul nostru. Iată dar cum ar trebui să gândească un om duhovnicesc. Un om care e luminat de Duhul Sfânt. Un om care are mai mult decât o religie, are un Dumnezeu viu și adevărat. Dacă nu avem în noi ce este deasupra noastră, vom ajunge să fim zdrobiți de ceea ce este împrejurul nostru. Ucenicii pe drumul spre Emaus, triști, în starea lor de disperare, se duc spre sat. Însă soluția pentru ei este să se întâlnească cu Iisus Hristos. În momentul în care se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos la frângerea pâinii și la rugăciune, dintr-o dată starea lor de depresie dispare. Oamenii aceștia se opresc, se luminează, înțeleg lucruri pe care nu le-au înțeles, fac stânga împrejur și din nou la Ierusalim. Nu vă mai duceți la Emaus? Nu. Nu mai plângeți? Nu. Nu mai sunteți triști? Nu. De ce? Ne-am întâlnit cu regele. El a suferit și noi trebuie să suferim. El a fost nedreptățit și noi trebuie să fim nedreptățiți. El nu s-a lăsat, nici noi nu o să ne lăsăm. Când te întâlnești cu Iisus și îi vezi suferința, realizezi că suferința ta este o nimica toată. Penultimul lucru pe care îl spun în seara aceasta, ca un mod de a vindeca sufletul în depresie, este mărturisirea păcatului. Mărturisirea păcatului. David spune în Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Am încercat să mă ascund. Am încercat să par bun când eu eram un falimentar în interiorul ființei mele. Dar la un moment dat am știut că nu o să mă pot duce niciodată mai departe multă vreme și m-am oprit. Mi-am luat inima în dinți și am spus, Doamne, îmi voi mărturisi păcatul. O să-mi fie greu, pentru că eu am o imagine bună în fața oamenilor. Toți oamenii știu că eu sunt un credincios de excepție, dar am să-mi iau inima în dinți și am să spun, oameni buni, și eu sunt om. Și eu sunt om. Mă știți ca pe o persoană cum se cade? Vă așteptați de la mine să nu greșesc niciodată, e normal să nu greșesc, dar mâna de țărână s-a împiedicat și a căzut. Îmi voi mărturisi păcatul și o să vă rog să acceptați că și voi ați căzut într-o zi.
Lipsa fățărniciei te conduce la vindecarea depresiei, la ieșirea din depresie. Fii sincer, dă-ți masca jos. Ești doar un om, oricine ai fi, cel mai mare păstor, cel mai mare dirijor, cel mai mare episcop. Ești făcut din carne, ești făcut din țărână, ești făcut dintr-un material slab. Recunoaște lucrul acesta, dă-ți masca jos. Asta te va ajuta, omule, te va vindeca. Nu mai poți purta jugul succesului pe care vrei neapărat să-l prezinți. Succes, succes, ești doar un om. Închei spunând despre Ilie textul de fapt pe care l-am citit. Observați aici un proces fin al lui Dumnezeu, o pedagogie divină de a-l scoate pe un om din depresie. Și acesta este ceea ce am vrut să vă spun de fapt în această seară. 1 Împărați, capitolul 19. Observați că Dumnezeu știe că omul este format din trei entități ale existenței sale: duh, suflet și trup. Când omul este în depresie, să știți că depresia este o stare de echilibru emoțional, adică domeniul afectiv, sentimental, emoțional, acolo este depresia. Însă ea se manifestă, se exprimă în trup. Aduceți-vă aminte de Neemia. Împăratul vede trist și spune: știu că nu ești bolnav, e o întristare a inimii. Depresia face ca întristarea din domeniul emoțional să se exprime în fizic, în trup, și duhul este întristat. Și observați la Ilie, care are duhul întristat, sufletul întristat, și pe trup se vede tristețea și dezamăgirea, observați cum îl vindecă Dumnezeu. Dar aici este vorba de o depresie în care omul lui Dumnezeu a ajuns datorită epuizării. Dumnezeu vine și în primul rând îi vindecă trupul și îi spune: Ilie, ia și mănâncă și culcă-te, bea apă și culcă-te, Doamne, nu-mi e somn. Omul când e în depresie nu poate să mai doarmă, nu-i arde de mâncare și se simte confortabil să rabde, ba chiar se autopedepsește renunțând la aceste nevoi ale vieții, spunând: așa îmi trebuie, așa merit. Și Dumnezeu îi spune: te rog să mănânci, să bei și să te culci. Doamne, n-am poftă, n-am chef. Nu te-am întrebat dacă ai poftă sau chef. Și Dumnezeu trimite în mod supranatural niște păsări ca să-l hrănească pe Ilie. Omule, când vei ajunge într-o stare de epuizare, când stresul va deveni atât de puternic încât nu te mai poți controla și toate deciziile lei strâmbe ca și starea interioară la care te-a condus stresul și depresia, atunci ascultă-mă, culcă-te, mănâncă, culcă-te, mănâncă, culcă-te, mănâncă și fă lucrul acesta într-o vreme suficientă ca să ieși din starea de prăbușire unde ai ajuns. Omule, nu mai poți, ești doar o mână de țărână, n-ai fost creat să funcționeze așa, ci puțin mai lent. Dar goana, societatea aceasta care spune: hai, 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 ce faci, te odihnești? Te-a adus aici, până când crezi că vei rezista? Într-o zi te vei prăbuși și mare și dureroasă îți va fi prăbușirea. Mănâncă și culcă-te, bea apă, mănâncă și culcă-te, bea apă, mănâncă și culcă-te. Respectă ritmul de viață pe care ți l-a dat Dumnezeu, altfel vei plăti scump și nu te vei mai bucura de nimic. Ascultă-mă, te rog frumos, te rog frumos! Și Dumnezeu, după ce reabilizează trupul lui Ilie, se duce la suflet, se duce la domeniul emoțional și observați cum îl vindecă. Ilie, vreau să slujești din nou. Doamne, nu sunt vrednic, nu-s mai bun decât tata și mama, cum mă pui tu pe mine să slujesc? Ilie, vreau din nou să slujesc, te trimit să ungi un proroc, te trimit să ungi un împărat, ai din nou autoritate, Ilie, ridică-te. Ai crezut că ești un gunoi? Ai crezut că nu mai ești bun de nimic? Ai crezut că te-am lepădat și nu te mai folosesc, că ai ajuns un rebut? Ilie, ridică-te pentru că vreau să te folosesc din nou. Omul acela care a fost disperat că nu mai e bun de nimic și nemulțumirea l-a cuprins și l-a coborât în depresie, când Dumnezeu îi propune din nou slujirea, dintr-o dată valoarea de sine a psihicului lui se modifică. Cea mai mare suferință a unui om poate fi adusă de valoarea de sine, care îl conduce pe om la complexul de inferioritate, adică intră în cap că nu mai e bun de nimic. Însă Dumnezeu îi spune: Ilie, tu încă mai ești bun. Ilie, încă mai ești bun de treabă, ridică-te, vreau să te folosesc din nou. Doamne, nu-s bun. Ilie, eu știu dacă ești bun sau nu, ridică-te. Și dintr-o dată Ilie își recapătă valoarea de sine și spune: uite că Dumnezeu mi-a spus că mai sunt bun. Aleluia! Înseamnă că mai am valoare. Dacă Dumnezeu mă primește, înseamnă că mai am valoare. Și Dumnezeu, după ce îi vindecă trupul și sufletul, Dumnezeu îi vindecă duhul. Dacă trupul se vindecă cu apă, cu somn și cu mâncare, dacă sufletul se vindecă cu complimente și se vindecă cu asigurarea că și dumneata, oricine ești, ești bun de ceva, atunci duhul se vindecă cu prezența Domnului. Priviți, vă rog, ce spune Domnul. Vino, ieși din peșteră, ieși din umezeală, ieși din întuneric, ieși din singurătate, ieși afară. Vino aici și stai în fața mea. Vino să te întâlnești cu mine.
Duhul omului nu se vindecă cu mâncare, nu se vindecă cu aprecieri și complimente, se vindecă cu o relație spirituală cu Dumnezeu. Întâlnește-te cu Dumnezeu, se vindecă Duhul. Aici este o problemă pe care în două vorbe vreau să spun ceva despre ea. Aici cuvântul Domnului ne spune că a venit un cutremur, Domnul n-a fost în cutremur. A venit un foc, Domnul n-a fost în foc. A venit un vânt și Domnul n-a fost un vânt. Și cei mai mulți predicatori vin și spun așa: vedeți că Dumnezeu nu-i vânt? Vedeți că Dumnezeu nu-i cutremur? Vedeți că Dumnezeu nu-i foc? Dumnezeu e un susur blânduț. Frați și surori, sunteți siguri că e adevărat? Ascultați-mă puțin. Cu cine a fost Dumnezeu un susur blând? Cu bietul Ilie, care nu mai avea putere nici să-ți tragă sufletul. Cu un om ca Ilie ajuns la depresie, cum poți fi altfel decât gingaș și delicat? Că după cum era alt tratament, nu puteai să-i aplici. Dar în ce susur blând vine Dumnezeu la Moise? Ce susur blând? Într-un foc care nu se stinge. Dacă venea Dumnezeu într-un susur blând la caratistul ăsta de Moise, care studiase 40 de ani în Egipt și cu o singură lovitură l-o omoruse pe bietul egiptean, vă întreb eu, îl băga în seamă Moise pe susurul blând? Da, de unde? Ăsta, uite, așa era, ce susur blând? Susur blând la bietul Ilie, care vrea să se sinucidă și nu mai putea să-și tragă sufletul. Dar la Moise puternicul vine Dumnezeu într-o pălălaie de foc, adică într-un foc mare de nu-l mai stinge pompierii, ca să-l sperie. Frați și surori, observați în Scriptură că atunci când e nevoie, Dumnezeu se face și cu tremur cu cine nu știe de susur blând, se face și foc cu cine nu știe de susur blând. Dar când omul este amărât și lovit de soartă și nu mai are putere să respire, atunci Dumnezeu se face un susur blând și vine la el. Aș vrea să închei în seara aceasta și să vă aduc aminte despre o întâmplare care m-a emoționat foarte tare. Unei fetițe a murit mama și tata într-un accident de mașină. Și a rămas cu bunica ei pe drumuri și pentru că n-a putut să-și mai plătească datoriile, statul i-a confiscat casa. Și a rămas să locuiască cu bunica ei în îngrijirea acesteia mansarda bisericii. Acolo unde era o cămeruță, un mic apartament, o mică căsuță. Și într-o noapte, de nu știu unde, a izbucnit un incendiu și toată biserica a ars și casa unde stătea bunica cu fetița, care avea doar 8 ani, a ars. În momentul în care bunica bătrână a încercat să o salveze pe fetiță, a fost înghițită de flăcări și a murit pe loc. Fetița s-a retras, a fugit fiind micuță, s-a strecurat prin mansardă, prin podul acela și a reușit să se ascundă ducându-se până într-un colț, înainte ca să ajungă flăcările acolo. A venit un pompier cu o scară lungă, a spart peretele din lemn și în ultima clipă, arzându-și mâinile foarte tare, a smuls-o pe fetiță de acolo. Fetița a ajuns în grija statului și juriu s-a reunit pentru ca să vadă în custodia cui, în îngrijirea cui dă această fetiță. Și a venit o femeie bogată și a spus așa: nimeni nu poate să-i ofere acestei fetițe un viitor ca și mine, am bani suficienți. A venit o profesoară și a spus: nimeni nu poate să o educe pe această fetiță așa cum o pot educa eu. A venit un fermier și a spus: nimeni nu-i poate oferi o viață simplă și de la țară și sănătoasă, totul natural, așa cum îi pot oferi eu. Și au mai venit unul și altul cu tot felul de propuneri. Și juriul și judecătorul nu știa ce să facă. Și atunci judecătorul a întrebat: mai este cineva ce poate oferi ceva? Și de undeva de pe ultima bancă s-a ridicat un bărbat care șchiopăta, nu părea nici bogat, nu părea nici instruit și nu părea nici un fermier serios. Și când a ajuns în față și a ridicat mânecele așa și și-a arătat mâinile și toți oamenii și-au pus mâna la ochi pentru că avea o cicatrice foarte mare pe amândouă mâinile. În momentul acela, fetița a strigat aruncându-se în brațele lui: acesta este omul care m-a salvat. Acesta este omul care m-a scos din flăcări. În clipa aceea, judecătorul a spus: cred că tocmai am luat decizia. Și fetița a mers la el. Frați și surori, sunt mulți oameni bogați în lumea aceasta care ne-au făcut deseori bine, dar ei nu sunt soluție pentru noi. Sunt mulți oameni inteligenți care ne-au ajutat în momentele de crize ale vieții, dar sunt doar din țărână ca și noi. Sunt oameni cu proprietăți la fermă sau la oraș, însă sunt doar pământeni. Unul singur a venit de sus, din cer, în lumea noastră, și în palmele lui sunt semnele iubirii manifestate pentru noi.
în coasta lui, în fruntea lui și în picioarele lui, poartă dovada că ne-a iubit până la capăt. Nu s-a dat înapoi nici în fața diavolului, nici în fața păcatului, nici în fața morții, nici măcar când Dumnezeu l-a lăsat singur. Și a mers până la capăt. A venit și a spart peretele de păcate care mă izola de Dumnezeu și mă ținea singur, un prizonier neîmplinit, frustrat și dezamăgit. Și m-a smuls de acolo cu prețul vieții lui. Și astăzi, când sunt scos la lumina slavei lui Dumnezeu, mă întreb, ce vreau să fac cu viața mea? Poate ești într-o peșteră, ascuns în umezeală, în singurătate și în întuneric. Și nu mai ai încredere în oameni. Nu mai ai încredere în soție, în soț, în copii, în părinți, nici în păstor, nici în biserică. Nu mai ai încredere în nimeni. Ești dezamăgit, ești depresionat și te gândești la tot felul de gânduri negre. Te simți un om disprețuit, inferior, simți că nu ești înțeles, simți că nu ești acceptat și nu mai ai nicio plăcere de viață. Ascultă-mă! Cândva, când nici măcar nu erai născut, pe planeta aceasta a venit cineva care și-a dat viața pentru ca să te iubească și să te iubească până la starea de bucurie supremă. Și-a oferit viața și sângele prețios și nevinovat pentru ca să te mântuiască și să te ierte. Să ieși din depresia în care ești, să nu mai stai în peșteră singur, să înțelegi că pentru starea de amărăciune sufletească în care ești, o stare de amărăciune care te conduce la gânduri negre, la singurătate și la izolare, ca și Ilie care a părăsit orașul, mai apoi s-a izolat și de slujitorul lui și singur vrea să moară ascuns sub un copac. A venit Dumnezeu la el, singurul care îl mai cercetează pe omul în depresie este Dumnezeu și spune, vino să te întâlnești cu mine, de ce stai ascuns? De ce stai ascuns? Vino să te întâlnești cu mine. În seara aceasta aș vrea să vă provoc pe toți care sunteți aici. Bărbați de succes, femei de succes, oameni cu realizări, tineri și bătrâni, oameni care ați ajuns aici și ați reușit multe și stați în spatele acestor multe lucruri pe care le-ați reușit. Ce sunteți de fapt decât o mână de țărână? Cu dezamăgiri, cu frustrări, cu temeri și cu probleme. În seara aceasta a venit Dumnezeu să ne viziteze la Betania și să ne spună, tu ești o persoană cu tristețe, tu ești o persoană cu dezamăgire, nici tinerețea, nici frumusețea, nici banii, nici poziția, nici realizările, nici familia, nimic nu este în stare să te țină pe tine într-o stare de echilibru. Tu ai nevoie să ieși din peșteră, tu ai nevoie să stai în fața mea, ai nevoie să te ating cu un susur blând, ai nevoie să-ți deschizi inima, fă-te vulnerabil față de mine, nu sta ascuns, vino afară, vreau ca Duhul meu să te atingă. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm cu persoanele din sală și de la balcon, cu toți cei care sunteți aici. America nu este ultima soluție pentru noi. În America oamenii suferă, divorțează. În America sunt omorâți copiii înainte să se nască. În America sunt oameni împliniți și frustrați, dezamăgiți și în depresie. Cine poate să vindece asta? Iisus, 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 Iisus! A Lui să fie gloria și slava! El este medicul care te cheamă să te vindece. Lui îi pasă de tine, îi pasă de datoria ta, îi pasă de frustrarea ta, îi pasă de tristețea din casa ta, îi pasă de faptul că ești neînțeles și nedreptățit. Lui Iisus îi pasă de tine, dar fă-te vulnerabil, deschide-ți inima, ieși în fața peșterii, ieși de sub ienupăr și spune-i, Doamne, stau înaintea ta, lasă medicament să vină peste mine, lasă-l pe Duhul Sfânt să mă atingă, Doamne. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu fugiți de Dumnezeu, n-aveți nicio soluție. Haideți să ne ridicăm, să stăm în picioare înaintea Domnului și să ne rugăm. Iisus Hristos, știți fiecare că este aici. De aceea vă rog, ieșiți din peșteră, indiferent de cum se numește peștera. Și faceți-vă vulnerabil deschizându-vă inima înaintea Domnului pentru un moment de mărturie. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.